Ordinul Ministrului Educației, prin care a cerut ca toți elevii să participe la cursurile online, a stârnit aprigi controverse. Profesori, părinți și elevi s-au întrebat cum vor putea participa la cursurile online, mai ales școlarii care provin din mediul rural, ori din familii defavorizate, care nu au curent electric și nici telefoane. Și cu atât mai puțin internet. Doi primari din județul Botoșani nu au stat prea mult pe gânduri și au găsit soluții astfel încât elevii să poată participa la aceste cursuri. Primarul comunei Lunca, Marcel Marcu, va achiziționa 395 de tablete pentru toți copiii comunei, dar și pentru cadrele didactice. Consiliul Local Lunca și eu personal ne-am hotărât să achiziționăm un număr de 395 de tablete care includ și abonamentul lunar la internet nelimitat, în vederea bunei desfășurări activității școlare în cadrul programului școlar Școala Online. Am considerat strict necesară această achiziție, întrucât nu toți copiii beneficiază de tablete sau calculatoare ca să poată ține aceste cursuri și, de asemenea, dotarea pentru profesori. Pe criteriul că învățământul românesc este obligatoriu, dar și gratuit, tabletele vor fi achiziționate din fondurile primăriei. Am considerat că nu ar trebui neglijat niciun elev și niciun cadru didactic, întrucât învățământul în România este gratuit. Și am acordat acest sprijin din bugetul local pe termen de un an de zile în vederea desfășurării acestui program. Potrivit edilului, tabletele vor ajunge în posesia beneficiarilor în curs de 10 zile. Contractul meu cu firma care e furnizoare, am convenit ca începând din aceste zile, în termen de maxim 10 zile, să intrăm în posesia abonamentelor și a tabletelor. Dar ele vor veni etapizate, pentru că este o cantitate mare, ele vor veni periodic până se achită între contractul. La fel s-a gândit și primarul comunei Păltiniș, Costel Romanescu. După o serie de discuții purtate cu directorul școlii din comună, s-a ajuns la concluzia ca toți elevii din Păltiniș, indiferent de unitatea de învățământ unde sunt înscriși, să beneficieze de tablete cu internet. Am o discuție avută cu doamna director cu privire la desfășurarea orelor, cum se descurcă cu copiii, ce greutăți întâmpină. Și mi-a spus că marea majoritate a copiilor folosesc telefonul părinților, de pe telefonul ăla, și nu prea pot să facă cursuri online cu telefonul sau să audă bine, să vadă bine. Și a zis, haideți să vedem o soluție să ajutăm copiii, nu neapărat cei de horizont, ci toți copiii. Fondurile pe care, în mod normal, autoritatea locală le alocă unui grandios festival, acum se vor îndrepta către educație. Am zis, haideți să vedem cum facem, găsim sursă de venit. Și atunci am gândit să anulăm festivalul care îl organizăm noi anual, un festival internațional de muzică, datorită faptului că nu se va mai putea ține. Și am zis că banii se redirecționăm către copii, către învățământ, către educație. Toți copiii din unitatea administrativ-teritorială, deci copiii de la clasa 0 până la 12, inclusiv, vor beneficia de tablete, indiferent că învață la Darabani la liceu sau la Botoșan la liceu. Cei copii care sunt din comuna Păltiniș, cu părinții din comuna Păltiniș, vor beneficia de aceste tablete. Din fericire, pentru elevii din cele două comune primare au găsit soluții. Însă, în tot județul sunt sute de copii care, în aceste condiții, nu au acces la educație.